Microinvest. Credite pentru oameni harnici. A priori wine, pentru că ne ești drag. Partenerul emisiunii Victorinox. Calitate elvețiană în bucătăria ta. TAG Heuer. Fii dorită mereu. Soarele, soarele, soarele și... Luna. Neorțenii, neorțenii. Noptele. Cu luna, mă, ia ca... Dar și nu-s noptele. Și nopți și zile, hai! Noptele cu luna. Neorțenii cu luna și nopțile și ziua, ia că tălă, soarele. Dar luna, mă, scuzați, cu așa o lună, of, nici soare nu ne trebuie. Bună seara, salut oamenii ăștia frumușei. Vorba ce, îl iei sub toară, știi? Eu și când te buhnesc, când te vieți, jala. Da, ești foarte frumușel, Doamne, am un bărbat, ferească Dumnezeu. Dragi telespectatori, nu în zadar, împreună cu al meu bărbat, cu al meu soare, am început cu melodia care ne-a reprezentat țara la Eurovision prin intermediul unui artist foarte talentat din Republica Moldova, unui artist care este iubit, cum ar fi Pașa Parseni, așa că Pășunica, tu ai fost acolo, știi tot adevărul. Eu am strimat o kinacameră, ascultă-mă, te duci tu cu kinacamera la Pașa și să întrebi pe dânsul tot ce a fost acolo, ai înțeles? Și care este clasamentul din punctul lui de vedere? Ei, o înțeleg. Și da și șeți. Ai spus că azi ai așa de mult de lucru, de dus. Și te-ai pus, te-ai cotonosit de genunchiul și șeți. Bine. Hai. Așteaptă. Du-te, dar nu vini. Dar ce așa? Da și întrebuie ești mie. Dragi telespectatori, după cum observați, astăzi am o dispoziție la maxim. Astăzi o să comentăm câteva ținute, 5 ținute de la Eurovision, pentru că vreți sau nu vreți, cei mei făișonist, babă, femeie din Moldova sunt eu și am tot dreptul să comentez ținutele care, din punctul meu de vedere, merită comentate la cel mai tare show televizat din Republica Moldova, Dora Show, la Jurnal TV. În afară de aceasta vreau să vă zic că avem invitați speciali. Îți tine, îți frumoși, îți talentați, îți burlași. Și burlași cât mai mult, poate avea eu vreo șansă până vine Iura să nici n-aud. Vin astăzi cu două fenomene din natură. Vin și cu soarele lor și vin și cu ploaia lor. Formația Acord în această seară vor fi invitații mei de onoare pe care abia îi aștept, Doamne. Igor Aiși, Eduard Aiși, Igor aduci soarele, Eduard aduci ploaia. Of, și eu nici nu știu ce să iubesc, soarele și ploaia. Și avans iubesc, eu am să vedem. Și tăte la mine în casă, dar pe vorba aceea, într-o familie sănătoasă, că nu uităm, familia sănătoasă este un pilon foarte important pentru o societate, oameni buni. Și vreau să vă zic, după cum bine știți, pe 15 mai a fost sărbătorită Ziua International a Familiei. În acest context, mai multe instituții de învățământ din Chișinău au organizat un eveniment cultural cu genericul Familia este temelia societății și total de acord cu dânșii. Subiectul a fost dezbătut într-un cerc restrâns de profesori, scriitori și artiști. Cu această ocazie am invitat un reprezentant al învățământului pentru a dezvolta aceste subiecte atât de importante pentru o societate. Pentru că vrem, noi nu vrem. Cât de bogată sau cât de săracă n-ar fi țara aceea, dar dacă societatea e bolnavă, ia ca aici mă refer, că nu mă refer să ai râi sau să ai dureri de articulații, dar mă refer, e ca aici ea, nu, sub păricul ăsta, este pe alt păr, este cheli și este și un os. Și ca, când ai osul de ca la o parte,
acolo trebuie și ceva sănătos, ceva, niște praf, stanți, ce nu știu, nu praf magic, Doamne ferește, și ca să creăm o societate sănătoasă. Dar până atunci vreau să vă zic, astăzi tot este o zi foarte importantă și pentru mine, ca mare, mare artist, că am o voce de privighetoare, am o voce de ciocârlis, nu zic și oară, car, vreau să vă zic că astăzi, în premieră, la Jurnal TV, lansarea videoclipului în colaborare cu Valentin Nica și cu Mini Dora și Nău a cânticului Iubește-mă, Dora! Stați aproape! Este o ediție cu totul specială. Aneu bărbat, a fost pe dealuri, pe văi, a venit cu niște buruieni și, băi, e interzis iarba în societate. Ia că mă... Ia uitați-vă! Dar ce? Dar unde ai fost tu? Ce-ai filmat? Treaba mie, am făcut videoclip. Da, dar cu cine? E că, uite, privește ce frumusețe aici. Uite și... Așa, ia uitați, avem mai o ploscă. Da, ploscă. Și-i plină. Și-i plină. Așa, și scrie Vâșcă Uțincele. Dar unde ai fost? Unde ai fost tu, măi băieți? Și asta? Acesta a, să bem vin cu Pelin? Da, Vâliu. Domnul Lumbai, la Vâșcăuț, să bea vin cu Pelin. Așa, foarte. Ia ca tu Pelinul l-ai pus, dar vinul unde? Aici. Iau cum curge. Gata, că îți fac probleme. Știi când îți bată vorba și ea dau la tăți. De o palmă la șeafă. Un pic. Ia spune tu, de unde ai luat tu și vinul? Doamne, dar miroase foarte frumos. Ce înseamnă că vin cu Pelin? Băi, Dora... Deși oamenii anumii de sărbătoare și aia, cum se cheamă? Nici el nu știe. Două proaste mi-am întâlnit. La dânsă este în Londonul Mai o tradiție. Așa. În care se bea vin cu Pelin. Așa, da, dar pe asta e intrat unei sărbători. Unei sărbători. Cum se cheamă sărbătoarea și aia? Auta cum se numește sărbătoarea și aia lor. Dar pentru ce te-am trimis în lume ei? Să mă înveți cât ceva, băi. Dar să bea vin cu Pelin, anume... Dar de ce să bea vin cu Pelin? De ce nu vin cu lobul? De ce vin cu... Dar anume în Londra nu mai... Rusalile, nu rusalile? Și rusalii este. Da. Dar pe ești Hristos a înviat, ești Crăciunul, ești Chiricșchiopul și Foca, atâți sărbători. Nu pune mai ceva, taci că femeia grea ești. Eu iarna când răcesc, fac un cară de izvar și acum pun chipier negru și zahăr. Dar la dânsii, luna lumbai, se bea vin cu Pelin. Hai să încercăm, ia. Hai să încercăm și primim reportajul. Aici stai vindicat. Dați-vă rog, oameni buni, nu știu ce au făcut, nu știu unde au fost, știu că au fost undeva departe, în sat cum? Vâșcăuț. În Vâșcăuț, acolo este un obicei foarte frumos. Pe malul Nistrului. Pe malul Nistrului, o prins o sirenă, nu știu ce a făcut, că oricum nu poate face nică, dar o prins sirena și e curăță solză și ei făcut. Ia, te rog. Hai să vedem unde a fost Iuraniu. Bună ziua, dragi noștri telespectatori. Găciți unde mă afli acum. Mă afli pe malul Nistrului, în satul Vâșcăuț, lângă doamna Maria. Doamna Maria, ce sărbători sărbătorește satul Vâșcăuț în luna Lumai? Haideți la Nistru, haideți la Nistru, haideți cu noi să odihnim, că așa s-adune doar lume bună, vâșcăuțeni mai buni să fim. Lai la la lai la, 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 lai la la lai la. Noi sărbătorim sărbătoarea de Armindeni, sau în alte regiuni se mai spune ziua Pelinului. Este o sărbătoare frumoasă, toate sărbătorile acestea de fapt sunt legate cu obiceiurile apotropaice. Să facem horă, frate și soră, când îi venim îndepărtări, dorul de cinere și de zoră, când este patru mărșițe. Lai la la lai lai, lai la la lai lai, lai la la lai 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 la. Și dacă doriți și voi să vedeți cum e să fii în sânul vâșcăuțencilor și anume în magia acestei sărbători, poftim de intrați la noi și să sărbătorim împreună. Pelinul este o plantă magică asociată cu sărbătoarea Armindeni sau Sferedelul Rusaliilor. Aceasta se poartă în brâu sau sân pentru a proteja purtătorul de spiritele. De asemenea, conform tradiției, se așterne la animale și se pune la case, pentru a proteja casa, animalele și recoltele de influențele nefaste. Lai la la la, lai la la, lai la la.
Кумедра? Кумедра яка? Кумедра! Кумедра Люда! Єш на порти! Хай куной на сарбаторі! Ех, сам'ю кушал куцак, пелин шлибичек. Є пелинк маймул. Є пелинк от маймул. Є камна мауляка. Ла фентина кулук, сау стрэнс фетеле булук. Сау стрэнс фетеле булук, ши мантряба кэнд мэдук. Еу, ле спунэн маре грабэ, шай-рай-рай-рай-рай, еу, ле спунэн маре грабэ. Шарарарара, eu le spun în mare grabă că mă duc la ceea toamnă, că mă duc la ceea toamnă, ele plâng de se omoară. Ionel când îi pleca, șarararara, Ionel când îi pleca, șarararara, Ionel când îi pleca, să treci pe la poarta mea, să treci pe la poarta mea, cam să dau și eu ceva. În vâșcăuți, pelinul este cules de descântătoare în zor cu rouă în locuri tainice. Apoi se pune în pahare cu vin și se consumă pentru a trata diverse dureri. Acest ritual consacrat a devenit o tradiție locală și este considerat o modalitate eficientă pentru a beneficia de proprietățile vindecătoare ale plantei. În ziua arminului, vremea răsăritului, pelinului și amarul vinului, tot cu-i paharul-i plin, ticuri fai de pelin, hingătură-i cu măsură, ia și bea sărmană gură, șoc scăpa de grindină, pâinea să ne-o adunăm, iar măi mai ticură, măi cu mătre Tudore, să ne crească grâiele, să rodească miile, să ne feteie pele, să mărităm fetele. Lai la 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 la. Draga noastră Dora, avem pentru dumneata acest mic prezent și fii atentă că e în conținutul acestei butelcuțe este apă de izbor de la Vâșcăuți. Voi acolo o să găsiți pelin cu Iura împreună și o să faceți tradiția noastră strămoșească. Cui nu-i place dragostea, facă ce o vrea, să ne-ai mă parte de ea, nu e vina mea. Să stea singur în pridvor, să aștepte dragostea, ardo inima de dor, hei, hai, dragostea mea. Cui nu-i place dragostea, facă ce o vrea, să n-aibă parte de ea, nu e vina mea. Să stea singur în pridvor, să aștepte dragostea, ardo inima de dor, hei, hai, dragostea mea. Hai, spune. Eu vreau să te mulțumesc că m-au primit frumos, cum, ca acasă. Dar suntem așa? Știi supărat? Dora, tu și era la mine fără supărări astea. Orice, după 80 de ani am înșe chestii supărat, mai des, nu știu cine. Mă duc, gata, mă lăs, gata. E supărat, mă lăs. Ia șed aici! Adică plășintele mele nu le mănânci! Dar plășintele de la femeie din alte sate mănânci și cu brânză. Că el mi spune că are lactoză în fălși. Intoleranță la lapte. Deci ce plășințelele mele care când eu le fac, le îmbletesc în stânga, în dreapta, foișoare, gâțișoare, zboară, nu. Asta-i glușesc, Iura! S-a rușinat. Nu dacă e când fac niște plășinte, pot să spargi capul, dânsele. Dacă bine nu gătești, de urmă, tot mai bine. Bine, salvează-mi tu, măcar. Ia să vedem. Belunia! Da. Uite, îmi place Belunia. Și faci, păpșel. Bună seara, gospodar. Bună gospodine. Seara. Noi gătim tot. Și plăcintă ăștia, dar și azi. Noi tot facem plăcinte, dar plăcinta americană cu mire. Plăcinta... A, din americani peste noi și cu plăcinte, așa-i? Că avem o societate așa de deșteaptă, cum am... Doamne fire, vin americanii, oameni buni, să nu mâncați plăcintă americană, că ați știți engleza la perfecție. Ia, Belunia, hai, spune. Dar spune rețeta la plăcintă americană, dar în engleză.
În engleză nu vor înțelege și ei de acasă. În engleză el spune, în loc de tartă, spune apple pie. Așa. Sau... To be little be fines, yes. Yes, yes. One more. One more. Apple. Rattle, wait. One more. Little bit lime. Lemon, lemon. Lemon. One oh. Păi, dacă nu-i servitul, tatăl... Dar nu, pelinul ăsta nu face chin la pâncic, asam și asam și... Lasă-mă să vorbească. Mi s-a ridicat pelinul în cap. De asta să scoate. Hai, Bela, îi spun, nască, noi nu ne-am îmbătat de la începutul emisiunii, la noi, dar mă ieși. Eu văd, de asta și eu vorbesc cu cei de casă. Astăzi avem o rețetă mai specială americană, într-un stil american, este o rețetă tradițională americană. Pentru această rețetă noi avem nevoie de făină 500 de grame. Stai, Bela, 2 secunde. Nu, eu trebuie să te întrerup, eu nu pot stac. Și am ea în chipul, usând vreo 2 și zic, gata, americanii au cumpărat jurnalul. Și-o băga plășintele lor. Hai, mai departe. Noi în fiecare săptămână facem rețete diferite din diferite țări. Da, așa și-o fost gândit. Din fiecare țară să luăm câte ceva și să... Aha, mai departe. Ok. 500 de grame de făină, 700 de grame de mere, 200 de grame de unt, scorțișoară, zahăr, 150 de mililitri de lapte și doar mâine de bace și atât. Laptele de șii? Laptele de văcuță. Așa, bravo, da. Ia ca dragii mei telespectatori, în afară de fapt că faci în plășintă cu brânză, cu marari, cu cartofi, și șeți vei ca... Mă duc să-ți scut poarta. Lângă cănilă. Hai, dar cine cănilă? Lângă femeie? Doar tu ești de mi-și înșteaptă. Of, doamne. Să-ți pilim aici. Hai, du-te, te rog eu. Bela, las că eu oricum nu sunt șepi, l-am trebuit de acasă. Ia spune, ce facem noi? Noi e primul pas, facem blatul. Este foarte important. Noi după ce îl gătim, noi trebuie să-l punem la frigider. 15-20 de minute. El, dacă e cald, noi nu putem să-l întindem și se rupe. El rece, e mai elastic puțin. După care ne ocupăm de umplutura. Umplutura este foarte simplă. Aici poate să facă și piureu. Noi am ales altă metodă. Noi vom tăie felii mici. Uh-huh. Adăugăm scorțișoară, puțin zahăr, puțin sare, suc de lămâie, nucușoară și... Dacă e o rețetă simplă, dar foarte gustoasă. Dar această plăcintă se face doar cu măr sau putem să-l înlocuim mărul, de exemplu, cu prăsada? Nu, doar cu măr. Asta e tradițional, pur tradițional american. Și ea se servește deseori cu înghețată de vanilie. Înghețată? Dar înghețată ai cumpărat? Am cumpărat. Slaei! Nu știți? Ia ca vedeți, băi. Și voi spuneți că Dora nu e femeie frumoasă și norocoasă. Am noroc? Dar ce ne faci mie? Fotografii, mă, fotografie, ce faci? Pentru ce trebuie? Doamne ferește! Dragii mei telespectatori, mai bine un gâtișor de vin cu pelin ca să mi se deschide limba și gura. Pentru că în gura Dorii anul acesta o să comentăm 5 ținute care au reprezentat țările la Eurovision 2023. Am să mă întorc așa comod. Ia ca așa. Ia ca pernuța asta de la Victor Inox, așa, ca să mă răzămaș. Ia să vedem noi cum credeți voi, care este prima ținută pe care Dora o va comenta și o va nota. Ia? Așa, corect, primul. Dar n-ai cum, măi, n-ai cum, că ea nostru, ia câtă lăpașa, Parfenii, frumos, tânăr, talentat. Stilat. Și deseori am zis-o că Pașa Parfenii, pe lângă talentul lui de a cânta, este și un artist foarte și foarte stilat și se îmbracă foarte deosebit. Acum o să comentăm această ținută, care mi se pare una extrem discenică, pentru că n-ai cum să fii la Eurovision și să ai doar o cămeșuică, de exemplu, albă, pantalonaș și o curălușă. Deci, un piculeț această ținută mă duc și cu gând undeva în Japonia, undeva în India, pentru toate aceste
astășoare care chică jos și sunt foarte stilate, însă este un concept foarte și foarte interesant. Mă duc și cu gândul și un piculeț la tot ce înseamnă fashion din ăsta actual, pentru că îmi plac foarte mult accesoriile, îmi place foarte mult zona, da, îmi place cheptul Pașa. Pașa, ai un chept toate rești frumos. Iată, acest colier scoate această ținută din tot ce înseamnă plictiseală și dă o bogăție de asta pe care ar trebui să o aibă un artist și o țară. Îmi place foarte mult și coafiurile acestor două domnișoare frumoase și sexy. Îmi place acest body, efect de fier, asta ar însemna putere, luptă, dans, păr. Bă, foarte bine. Eu poate că n-aș fi dorit să fie Pașa cu piciorușele goale, cu tălchile goale, aș fi vrut o pereche de încălțăminte, chiar și aceleași ochinși aici merg, pentru că găsim foarte multă simbolistică din tot ce înseamnă nostru, poporul nostru moldav. Poate că l-aș încălța pe Pașa și probabil că i-aș fi pus și o centură ceva mai deosebită. În rest, nota 10. Ia ca așa, hai să mergem mai departe să vedem cine și în ce s-o mai îmbrăcat. După Pașa avem cine? Așa, Suedia, Loren, Doamne Dumnezeule. Deci câștigătoare, Loren, tu oricum n-ai idei cine-s eu. Tu nici n-ai, tu hai să mori și n-ai ști cine-i Dora. Dar știi, la o babă din Moldova, că te iubești. Da, eu am susținut Pașa și pentru că este un lucru normal ca fiecare să-și susțină reprezentantul. Dar zic, măi, n-are cum să nu câștigi Loren, pentru că a avut un cântic pur, o transmis și o voce și o prestație. Da, foarte mulți din fanii mei au zis că Loren seamănă cu primărița de la Negureni. Da, Nadejda, seamănă cu tine, buzoase. Buzele și alea, primarul în chip își face din buzele, Nadia. Ei. Îmi place foarte mult coafura. Îmi place foarte mult aceste aplicații în păi, aceste drăduri care sunt drăduri, non-drăduri. Cel mai frumos efect, bineînțeles, sunt aceste unghii artificiale, pentru că ea este, nu știu, o luptătoare, că te uiți la... Farmazon! Dar la noi îmi spune farmazon, ca mamei de farmazon, că știu eu, femeie de asta răpternică, frumoasă. Ținuta este tare, tare actuală, este o ținută destul de sexy, chiar dacă nu prea o băgat acolo foarte, foarte multe, dar este o prezență scenică de nota 10. Așa, Italia, italiano vero, ciao, buonasera, come stai? Uno bello ragazzo, Doamne, Dumnezeule, e molto bravissimo, e molto frumoso, mi piace, asta cum se cheamă, măi? Măicuța asta cu multe chepșeli, Swarovski, eu, de exemplu, cofti de astea la noi ar purta șini. Cred că Maiana Mihailă... Așa, dar nu, este o ținută foarte frumoasă, este o ținută non-moldovinească, pentru că noi suntem, ca noi ca și nații, suntem învățați că bărbatul și îmbrăcat în cameșă neagră, Marco îl cheamă, Marco Mengoni, da, si, uno bello ragazzo. Parcă e un tricou feminin, dar stă atât de masculin și atât de frumos și sexy pe Marco, cum am venit să zic, Iura, du-te de acasă, eu mă duc în Italia. Vocea superbă. Mie mi-a plăcut Suedia, mi-a plăcut foarte mult Italia și Norvegia. Hai să vedem Croația. Măi! Așa. Măi, ia ca ne uităm aici, vedem așa Croația, fustițele, ținutele, piele. Eu... E ceva... Ceva și ești 3 de 2023, am înțeles cumva că e un mesaj către Putin, dacă nu greșesc eu, dar mie personal că nu m-a atins aceste ținute, mie îmi par că eu cu aceste ținute pot să merg, de exemplu, când aș fi de Crăciun, să mergem cu colindatul, să maschiez copiii din clasa 9, să vii colindii, nu prea îmi plac, adică... O ținută trebuie asumată și dacă îmbraci un bărbat într-o fustă sau într-o rochie sau un machiaj, trebuie să gândești în așa fel ca să te atragă din prima. E ca pe mine, de exemplu, aceste ținute nu m-au atras sub nici o formă. N-am înțeles, o să mă ușiz aceste plașturi colorate. Poate că eu încă sunt o femeie proastă, dar eu aici aș da nota 8.
ca să nu știu mai rău. Așa, tvorci, ia să vedem noi ținutele reprezentanților din anul acesta a Ucrainei. Mie îmi place foarte mult. E ca ținuta asta la fel. Cumva este non-masculină și non... Vezi fuste, vezi aceste aplicații, aceste inime, această mănușă cu multă piatră. Este una și foarte și foarte actuală, este una modernă, este una care te uiți și zici, băi, ia ca așa trebuie să arate un artist. Că este la Eurovision sau că nu este la Eurovision. Este o ținută foarte și foarte scenică, care aprindi, care te prindi și te ține. Aceste artificii, pentru că de fapt sunt costumi negri, nu, acolo, o maletă, pantaloni negri evazați, dar accesorizarea este una și una extraordinar de frumoasă și n-am cum să nu dau nota 10. Și nu, acum nu dau nota 10 pentru că ei-s vecinii noștri. Dar dau 10 când, adevăr, este o ținută foarte bună. E ca pentru mine cel mai important este, știți și că am strimbat un reporter la Pașa și să-l întrebe anume asta. Ce părere are el și artistul, dar el și omul, da, care e un vecin cu Ucraina. Ce părere are el? Cum crede el? Dar bun, că în ziua de astăzi, practic, toți artiștii mai gine. Da, hai să vedem totuși reacția lui Pașa și clasamentul lui, cu cine o ținut el. Normal cu el, că vă dați seama. Haideți să vedem un mic reportaj despre al nostru iubit, frumos, talentat, Pașa Parfeni. Nu mai e părerea frumoasă. Am făcut totul să fie frumos. Noi nu suntem descurajați deloc de locul 18. Pentru că vedem că piesa a intrat în topul 50 cele mai ascultate piese în lume, locul 22, și în continuare suntem în creștere. Și datorită publicului nostru și dragostei lor, cumva ne simțim fericiți indiferent de rezultat. Foarte bun clasament, am primit 7 puncte de la public din Ucraina. Dacă vorbim de juriu, deci nu am intrat în detalii, nu știu cine sunt persoane care au fost în juriu, undeva am citit, dar nu am intrat în detalii. Deci este ceva super subiectiv. 5 persoane, cum votează ei? Nu avem idei. Toată lumea și până la urmă a câștigat. Și Lorin merita și Caria, care a luat locul 2, și erau foarte multe piese. Adică nu contează. Lorin, dacă și este pe locul 1 la Eurovision, atunci pe locul global este pe locul 7, dar care este pe locul 1, ca să vă dați seama, adică cum stau lucrurile. Nu neapărat, este foarte evident ceea ce s-a produs. Este un complex de momente și social și geopolitic și politic pur și simplu și la nivel de mesaje și la nivel de inclusiv de prestația scenică și canto, dar nu neapărat, noi nu putem scoate niciun ingredient din toate cele menționate, pentru că asta tot contează. Nu putem să spunem că ceva nu contează. Cum să nu conteze? Noi înțelegem că, într-adevăr, publicul în linii mari votează totuși vecinii și n-ai cum. N-ai, adică tu îți place piesa vecinilor și tu ești cumva mai predispus să-i votezi. De aceea este o complexitate maximă aici în concursul ăsta. Noi nu putem scoate niciun ingredient din cele menționate. Tațoleacă, așa, vreau să vă cânt live, uitați-vă, e ca eu propun la anul cine scrie cânt și buni pentru oameni non-talentați ca mine la capitolul cântat. Să-mi scrie un cântic bun și am să reprezentez eu Republica Moldova la Eurovision alături de Loren. Scrieți-mi un cântic bun. Nu uitați, cânt ca Doamne ferește. Așa, dar mă bucur tare mult că există calculatoare, există diferite efecte și sunt indie voce. Numai că la Eurovision trebuie să cânt live, închipuiți. Dar și am scris, ia-ți. Am să fac show. Ia, am ia două secunde.
Zici că nu mai bei mai Valentin cu mustățele de jin. Îmi promiți marea și sarea. Cum dioarii n-obosești să-mi spui că tu mă iubești. În coleacă și chemam salvarea. Ați văzut chiar așa de iaca asta? Asta este de fapt strofa din cânticul Iubește-mă, Dora. Iubește-mă, Dora. Și vreau să vă zic, dragilor, că am lucrat foarte mult alături de un artist pe care cu siguranță îl iubiți. Alții nu-l iubiți, ca și pe mine. Asta e ceva normal și firesc. Împreună cu Valentin Nica și cu mine, astăzi dăm start unui nou hit care se numește Iubește-mă, Dora. Haideți să vedem videoclip, vă rog, să-mi comentați, să distribuiți, spuneți, vă, e așa clip tare bun, chiar dacă nu v-a plăcut. Nu contează. Ia, hai, clipul! Stați aproape, revenim după publicitate. Vali, 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 deși mă strângi la colț, tu ce ai să faci când ai să vrei să ieși, dar n-ai să poți? O viață întreagă... Mai bine registrare, las. Dar șer, că eu live nu când ghine sau și... O viață întreagă, eu te-am așteptat,
Să îmi prășești hectarul și să-mi faci și un aluat. La rimă ești bun. La rimă ești bună, așa e vorba, da. Și e unii rima sub apă, hai. Deci, să nu, bă, oameni buni, vă rog frumos, să nu credeți că eu sunt așa numai cu hămăiuri. Eu chiar pot scurăt și acest măr frumos. Și care faci... tot o să-l mănânci, dar n-a să mă ajute cu mine la rețetă. Dar de ce? Dar și că eu vrei... Dar tu vrei să spui că Dora e o babă fără dinți și cumva nu poate să permite să mănânci un măr cu coajă? Nu, tu-l curăț, dar-l curăț pentru tine. Cum Bele, și Iura, sincer, Iura de-a mâine am mâncat două. Dar pe mine eu băut doam două căldări de jinișor. Nu știți, așa e, așa e într-o familie. Oameni buni, este cel mai important în viața asta. O viață avem de trăit. Familia noastră este centrul universului nostru. Trebuie să avem grijă. Chiar dacă nas, mai întâmplă cu un membru din familie, mai calcă strâm, mai calcă nu știu cum, că bărbatul o e înainte, că femeia o e înapoi, că bucătarul nu știu ce. Trebuie întotdeauna să avem grijă de atmosfera din familia, de aura familiei noastre, pentru că familia joacă un rol foarte important într-o societate, oameni buni. Dacă am avea familii sănătoase, și când zic familii sănătoase, nu mă refer la, doamne, mâncărini, sănătate, ceva. Dar mă refer, ia ca aici, ia ca 7 ani de acasă. Noi încă nu avem 7 ani de acasă, noi avem agheșăsă, dar las că încă un anișor mai suportați-ne. 7 ani de acasă, ce înseamnă grădinița, primele lecții de conduit în societate, după care școala, după care tot, și vrem sau nu vrem, iată așa, creăm o societate sănătoasă. Despre valorile familiei în societate, dar și în cadrul liceilor Orizont, ne va vorbi Lilia Novac, metodistă în grădinița Orizont, care este deja la mine în cașei mari și are și emoții. Dar mulți îi dau un pahar cu gin cu pelin și s-au dus și emoțiile și tot. Așa, bună seara și bine ai venit, Lilia, în casa cei mari. Bună seara. Doar îmi spune, sărut mâna, ce mai faceți? Foarte bine. Emoții? Simt când piculez. Este un lucru normal și firesc să avem emoții. Exact. Deși noi totdeauna ne temem de emoții. Dar nu ne temem, pentru că omul viu are și emoții. Are emoții. Exact. Lilia, eu îți mulțumesc tare mult pentru că ai acceptat și ai dat curs invitației noastre, fiind metodistă la grădinița Orizont. Iată, eu acum am... Iruța, hai, bravo, 2 secunde, știi? Două femei ca să aibă o discuție serioasă, să aibă un băhăruț de ceva bunișor. Ia ca, știți că se bie vin cu pelin în această perioadă? Da. O bucățică, el e spălat, e curățăl. Da. Iată, așa, și frumușel, o să ne pănăm amintiri. O să vorbim lucruri chiar serioase despre societate. Bine ai venit. Bine v-am găsit. Doamne, mititica se vede că e Lilia, nu se Exact, sunt pentru prima dată și cu atât mai mult te urmăresc cu drag, Dora Show. Mulțumim tare mult. Și mi-a făcut plăcere încă o dată să văd de fapt care este viața aici în televiziune. Și cum ți se pare? E faină, cum zic române. E foarte bine, e relaxantă, dar nu este ceea ce vedem noi pe sticlă. Sunteți oameni vii iarăși cu niște reacții, cu niște lucruri, dar trăiesc. Eu, de exemplu, cât am stat și am așteptat ca să intru aici pe platou, am trăit niște emoții așa de, nu de frică. Bine, emoții sunt oricum sunt, dar emoții că mă întâlnesc sau o să văd în real oamenii pe care îi ador, îi agriez prin felul ceea ce fac și Doamne, ceea ce redau. Mulțumesc tare, tare mult! Trebuie să recunosc și la noi aici. Noi cumva scoatem pe sticlă tot ce este bun, dar este și aici o grădiniță. Unul trebuie să facă asta, unul uită o chestie, unul aduce nu știu ce. Și se începe, dar rezultatul este unul pozitiv și ne bucur foarte mult că avem fani de toate vârstele. Și de la grădiniță până la 80 și ceva de ani care se uită în fiecare sâmbătă seara. Deci, Lilia, rugămintea mea, eu am tot hămăit, așa cum îmi place mie să zic, despre importanța unei familii sănătoase într-o societate. Și când spunem sănătoasă, nu ne referim la bolile de piele sau exact. De articulații. Cât este de important ca o familie să fie sănătoasă și cum putem să menținem această sănătate în familie? Exact. Dacă chiar de la cuvântul familie, da? Atunci când auzi cuvântul familie, te duce imediat cu gândul la ce? La mamă, la tată, la casă, la frați, surori, și ne duce cu gândul la acea atmosferă unde noi ne simțim bine, unde putem primi căldură, dragoste, liniște, respect, toleranță și toate celelalte. Deci, familia, dacă pornim de la o familie sănătoasă,
Avem în vedere relațiile care sunt stabilite între mamă și tată și, nu în ultimul rând, relațiile stabilite mamă, tată și copil. Prin felul cum mama și tata își leagă niște relații, aceleași relații le va avea și copilul. Meseria de părinte este o artă, da? Și noi trebuie să o facem cu mare drag, cu mare atenție și cu mare răbdare. Deci ceea ce transmite un părinte, fie el mamă sau tată, pentru copilul său, este o învățătură pentru toată viața. Exact, fie ea insect, pasăre, dar pentru copil rămâne o lecție învățată care îl poate ajuta în continuare. Cealaltă, societatea, grădinița, școala, urmează alte trepte, dar învățătura cea mai bună o dă părintele. Cei 7 ani de acasă? Cei 7 ani de acasă, care de multe ori vorbim, dar foarte puțin sunt aplicate în practică. Goana părinților prin munca și prin tot ceea ce trăim noi, momente foarte rapide, lasă așa în umbră un pic comunicarea cu copiii noștri. Ceea ce duc suferință, chiar dacă noi material, copiii nu duc lipsă absolut. Bine, sunt și copii care duc lipsă, dar marea majoritate a copiilor nu duc lipsă de starea financiară, da? În schimb, de comunicarea cu părinții, de petrecerea timpului liber, deci să petrecem timpul cu copiii noștri calitativ. Nu contează că am stat cu copilul meu 5 minute, dar am stat, l-am ascultat în primul rând, că asta este important, și l-am întrebat care sunt nevoile lui, cum și-a petrecut el ziua la grădiniță, la școală. Copilul să se simtă că mame și tate este în rând cu el, își face griji pentru el, îl susține în tot ceea ce vrea să facă și nu este de unul singur. Iată o altă întrebare, pentru că lucrați la grădiniță, da? Exact. Vorbim de acești 7 ani de acasă, de care în primul rând părinții trebuie să dea, da? Exact. Iată, la o grădiniță, de exemplu, sunt copii cu 7 ani de acasă, dar sunt și alții cu 5 ani de acasă, ca să nu ofensez pe cineva. Iată cum un educator face ca acești copii cumva să fie împreună și să încerci cumva să nu fie această diferență. Unul e mai zburdalnic, altul dai 7 ani de acasă. Cum e? Pentru că ei stăți în același cerc. Exact. Deci în cadrul activităților pe care le organizează educatorul cu copiii, doar se pune în valoare momentele pozitive. Nici într-un caz nu încercăm ca să redăm că, uite, ăsta este un comportament negativ, de fapt, pentru copii. Încercăm să scoatem în valoare ce este pozitiv, cum ar fi bine să facem noi. De fapt, în cadrul grădinițelor, noi avem proiectele tematice, da? Acolo sunt cu diverse tematici, de exemplu, familia, tradițiile din familia mea. Și atunci fiecare copil vine și prezintă, ar fi un tezaur, hai să zicem, o bogăție a familiei, prin ce eu sunt mândru de familia mea. Pentru grupele mai mari, deci copilașii ăștia de la 6 la 7 ani, ei deja împreună cu părinții își alcătuiesc un motto al familiei și este foarte interesant că prin tehnica aceasta copilul de fapt își arată care ar fi valoarea familiei. Mai avem arborele genealogic pe care copiii tot îl aplică în cadrul proiectelor tematice și, nu în ultimul rând, pentru grupele astea mai mari este imnul familiei, care eu consider că atunci când copiii mei erau mici, nu am reușit, dar am zis că niciodată nu este târziu să o aplicăm, să vedem de fapt care ar fi imnul familiei mele. Și dacă fiecare dintre noi ar valorifica familia printr-un simbol, printr-un motto al familiei, printr-un arbore genealogic și ar transmite, atunci copilul înțelege că asta este o valoare, familia. Și acum o întrebare, care este mottoul în familia dumneavoastră? Mottoul în familia mea este acceptă pe toți și încurajează atunci când are nevoie de susținerea ta. Și iată, o altă întrebare, e ok să fim diferiți? Pentru că noi, de exemplu, la gădiniți, toți copiii sunt tot una. Ia că așa și băițelul, așa fetița, așa se desenează, așa se merge. Adică, cumva, atunci grădinița și școala, băietul n-are cum să fie cu păr lung. Acum, educația este diversitatea. Adică, chiar dacă noi suntem toți copii sau chiar dacă noi suntem toți oameni, ne deosebim prin culoarea ochilor, prin culoarea părului, prin culoarea hainelor. Și nu este, de multe ori le zic și părinților, nici într-un caz nu trebuie să le spunem băieților, de fapt, nu ai voie să plângi pentru că tu ești băiat, tu ești bărbat.
nu este adevărat. Deci și băiatul, și băietul, și bărbatul are tot dreptul de a plânge, pentru că sunt niște stări emoționale pe care le trăiește. Două secunde, când mă nervez, da, nu da. Pot. Pentru că noi așa am fost învățați, că exact. Bărbatul adevărat nu plânge niciodată, e pitrac, cum nu plânge? Plânge. Păi dacă iubește, dacă... Exact, exact. Deci sunt niște sentimente trăite și trebuie să le trăiești la maximă putere, hai să zic așa. De ce? Adică toată lumea trebuie să fie la fel. Educatorii, învățătorii, bine, hai să nu facem generalizări, nu se întâmplă peste tot. Recunosc, cu siguranță, da. Recunosc, nu este așa, dar promovăm valoarea pentru fiecare copil în parte. Unul este bun la desen, unul este bun la cântec, unul este bun să facă niște calcule extraordinare, iar unul este bun organizator. Deci, important e ca pedagogul să poată identifica acel potențial, acea valoare în fiecare copil. Și atunci, credeți-mă că lumea va fi altfel. Stați aproape! Revenim după publicitate! Noi știm foarte bine ce înseamnă un pistol. Știm foarte bine ce înseamnă un automat. Oare noi, ca părinți, trebuie să educăm copiii noștri să se apere sau să nu fie agresori? De fapt, noi tot timpul tindem să schimbăm lumea, dar nu lumea trebuie schimbată. Trebuie mai întâi să-mi iubesc familia, să mă schimb eu pe mine, să mă iubesc eu pe mine, că atunci și lumea se va schimba. Exact așa, toate jocurile sau jucăriile preferate de băieți, dar acum sunt și fete, nu... Vin din toată informația mass mediei, desenele animate pe care le privesc copiii, care au un mesaj așa destul de dur. Important e părintele să monitorizeze la ce se uită copilul, cât timp, și să-i explice. Atunci chiar când sunt aceste arme, da, pe care unde care sunt utilizate. Jucării, dar... Exact, sunt niște jucării și copilul le percepe ca jucărie. Dar asta, timpul... percepând ca jucărie, el înțelege că poate. Vrei, nu vrei, în subconștient, chiar dacă tu ești copil mic, ceva se întâmplă. Eu cred, din punctul meu de vedere, cu un părinte și o societate, trebuie să-i educi copiii, în primul rând, să nu fie agresori. Exact. Eu cred că așa e mult mai corect. Imaginează, dacă nu sunt agresori, sub nicio... N-ai cum să te apere. Exact, nici nu ai nevoie. Atâta timp cât o să le oferim copiilor dragoste adevărată, da? Sinceră, respect, chiar dacă sunt micuți, copilul oricum are nevoie de respect. Și are nevoie de a fi încurajat. Orice aport mic făcut de un copil, dacă este încurajat de mamă și de tată, e de valoare mai departe atunci când ajunge adult. E ok ca atunci când ești copil să greșești? Orice greșeală, de fapt, ne dă o învățătură. Noi avem, de fapt, de învățat ceva. Și atâta timp noi, ca adulți, ca părinți, aici mă refer rolul de părinte, da? O să le vorbesc copiilor că și eu, ca adult, greșesc și nu e nimic grav. Greșeala respectivă pe mine îmi dă încă o dată să analizez sau să învăț niște lucruri pe care data viitoare, dacă mă confrunt cu aceeași situație, eu deja știu cum trebuie să reacționez. Deci greșeala este ok, este în regulă să fie. Dacă n-ar fi greșeală, atunci am fi perfect și viața nu are niciun sens. Da. Și trebuie foarte să motivăm. Frumos. Greșiți, pentru că asta vă dă mai încă un pas mai înainte. Mic. Și mai ales când ești mic. Da. Așa că, dragii lumâca, aveți grijă ce faceți. Greșim un piculeț. Șotii la fel un piculeț. Exact. Cu măsurică. Lilia, îți mulțumesc foarte mult pentru prezență. Vedem și un reportaj, dar nu înainte. Ai un cadou din partea partenerilor noștri, A Priori. Bună seara. O sticlă de spumant și două pahare. Savurez alături de omul drag. Îți mulțumim tare mult pentru prezență. Iar voi, dragilor, o să vedeți un reportaj dedicat familiei, organizat de către Orizont. La 20
20 septembrie 1993, ONU a proclamat Ziua Internațională a Familiei cu dată fixă pe 15 mai a fiecărui an. Cu ocazia acestei sărbători, un liceu din capitală a organizat un eveniment special prin care a creat șansa unică de a explora diverse perspective și de a încuraja dialogul constructiv în ceea ce privește tematica familiei. Evenimentul de astăzi este o reuniune a intelectualilor, profesori, jurnaliști și oameni de diferite profesii și tema discuției noastre este familia, valorile familiei, având în vedere că familia este, așa cum se spune, după o sintagmă mai veche, celula societății. Oamenii trebuie să trăiască în comunitate, trebuie să trăiască frumos, dar totul vine de la familie. Dacă este o familie sănătoasă, atunci societatea va fi cultă. Vorbind de istorie, cercetătorii erau interesați de, își puneau întrebarea, care este rostul familiei? La moment, cred că apare problema încotro se îndreaptă familia, fiindcă avem cu totul alte viziuni, cu totul alte situații în problemele familiale. Unde se vorbește și se scot în evidență problemele societății, este cale de a le rezolva și a crește o generație tânără la un nivel de cultură mai înalt. Din copilărie, omul se identifică ca parte a principalului grup social, familia, ai cărei membrii sunt cei mai apropiați oameni, întotdeauna gata să-l ajute și să-i fie alături. Relațiile în cadrul familiei trebuie să fie bazate pe ajutor, prietenie, colaborare, înțelegere, afecțiune și respect. Acest eveniment nu ar fi putut exista fără muzică. Melodiile au fost interpretate cu talent de solista Orchestrei Prezidențiale. Am venit astăzi împreună cu soțul și vrem să propunem două duete. Muzica este internațională la o piesă și la cealaltă este scrisă de Luba Drăgustița Bujor. Și care sunt tematicile melodiilor? Desigur, de dragoste. Pentru că și în familie există dragoste. Desigur, fără dragoste, viața nu este. De ce te-am întâlnit și m-am îndrăgostit? De ce nu pot uita iubirea ta? Of, Doamne, dă-i te rog frumos, răbdare, să nu pun mâna pe un șomac. Încerc, oameni, încerc să am și eu o familie sănătoasă. O familie unde există armonie. Dar dacă iura o e prin popșoi, acum eu știu calmă. Cum să-mi dispară neuronii din capul meu, iura mamei lui de iură. Noroc, recunosc. Noroc de bielii. Am să te iau de bărbat, eu îți spun. Dacă Iura de două ori calc pe bec, ai și ești bucătar. Bucătar de acord. Ei, hai, ia spui la ce etapă suntem noi aici cu gătitul. Deja am scos blatul de la frigider. Așa. L-am întins. La noi umplutura deja este gata. Așa. Acuși aranjăm în formă blatul. Este foarte principal să-l punem în rolă doar blatul. Ați auzit, gospodine, în rolă doar blatul punem, nu altceva. Îl ținem doar 5-10 minute să facă crusta. Așa. Că noi dacă punem și umplutura deasupra, blatul nu se scoace, dar se face ca se mai, umed, da. Umezit, da. Linșet, nu. Gospodine, ascultați, spune Bielii, că el știe în acest domeniu. Dă să facem cercușorul ăsta frumușal cum faci tu. E ca așa o întrebare. Când s-a inventat rețeta? Când s-a inventat? Nu știu, dar eu și-am eu cu America. Eu nu mai știu pe Jackie Chan. Nu te zici, deșteaptă, că poate știi. Michael Jackson, în America? Michael Jackson? Da. Și pe mine știu eu, pe Obama, da. Și folosesc, eu știu, dar el nu mă știe. Dar las, că poate cine știe odată și odată. A ști că există Hello America, plășintă cu un măru. Dar cum? În 1381. Când? 1381. 1381, eu atunci taman eram în clasa a patra și învățam
învățam toate stereotipurile și toate obiceiurile astea băbești. Apropo, ia, uite, ia că parcă mai special am pus mâna pe cuțitul ăsta și ia uitați, vedeți ce frumușel. Și mai oameni buni, dați acum, eu vreau să vă zic, ia că eu, cu familia mea, ca așa, cum e, bun, ră, și cu partenerul nostru, Victor Inox, vrem să spargem tot ce înseamnă stereotipuri, că cuțit nu se dă cadou niciodată, Doamne ferește. Asta este o minciună. Sau ceas nu se dă niciodată, cât îi disparți. Chiar dacă credeți în superstiții, eu, de exemplu, eu cred în superstițiile și rea bunii, care mă pun într-o lumină frumoasă, așa că dacă vreți, dați un cuțitaș cadou. Mai ales unul din ăsta de calitate superioară. Dar un cuțitaș simplu, dar de calitate. Dar de asta calitate. Contează. Și credeți, sunteți supersticios, supersticios. Cum? Croada, iată, superstițioși. La mine schimbă dantura la fată și cam greu cu gurița. Nu spune când are dinți, dar de-am schimbă dantura. Bine, când îți dau amușa anul o dreapta, îți o vezi cât e stânga. Dați un cuțitaș și dați și un leu sau 5 lei și nu o să fie nici o zile de superstiții. Au și mamă înșerbântată. Doamne, Doamne, dă-te rog o ploaie ceva și răcorește-mă în această seară. Iată ce vreți Dumnezeu. Nu! Ah! Dumnezeu a zis, până să vii ploaia și ei din nori, dă să vii ploaia și ei talentate. V-am zis că e data aceasta și ei mei frumoși, talentați, coltei, bărbați de la acord, vin cu două fenomene. Vin și cu ploaia să mă răcorească mai întâi, să mă clătească mai întâi. Și după asta, când mă încălzim odată cu soarele, dragilor, acord! În această seară, cu o ploaie frumoasă. Haideți să ne răcorim tăți și după asta revenim! Iubito, știi tu, îmi este bine. Le am pe toate, nu și pe tine. Gândul mă duce departe, departe. În prima zi, we'll be right back.
grav, ia ca vedeți, măi, înainte să-mi lac paparul de rudă și vine ploaia, până-și Dumnezeu, o zic, of, băieții ăștia talentați, au plouă, se udă tătă, numai că nu de la ploaie, dar de la emoții, că eu sunt femeie, o și eu de vârsta a treia, dar când chic de o câte o invitate, Isa, Iura, nu ține, măi, băieți, ce e ploaie, ca și un stăți! Spune-le să intri! Dragi telespectatori, în această seară, frumoșii, talentații, băieții de la cor, luați-vă amândoi în brață, amândoi, tăvăliți-vă pe perea! Bună seara și bine, doamne! Bună seara, unde ești udă? Unde ești udă? Sărătului să udă! Avem un cașe mare, pentru că invitații cei deosebiți sunt toți, au și mă apucat de mână. Și ești flământ și tu, așa-i? Așa, intrați aici, băieți, mă bucur, eu special, măi, m-am înșerbântat tare, m-am înșerbântat cu aneu bărbatului, pentru că eu de obicei încerc să fac niște lucruri frumoase și... Uf, da. Au și să udă, da. Au și să vede. M-am muiet în urmă. Ce mai faceți, băieți? Deci facem... De mult ne porneam la tine și ne bucuram că am ajuns. De vă două ori tot, de vreo patru. Măi, că ceva se întâmplă cu voi și nu știu ce, dar se întâmplă lucruri frumoase. Aveți ceva cu natura? E că au fost soarele. Da. Noi suntem naturali. Acum e ploaia. De la asta se începe. Noi suntem naturali. Firești. Naturali, firești. Adevărați. Doamne, dar dacă eu nu sunt natural, adică voi și răspunzi, eu și să aici. Nu că a fost. Devușca, doamne, iartă-mă. Hai. Este cântic Devușca, doajde. Devușca, nu, voi ceva, voi, este acum, vă întrăsne, vă părit, voi aveți ceva cu natura. Mai întâi e soarele, acum ploaia, ce urmează? Tunetul sau minsoare? Fulgerul. Fulger, nu, că am fost la Sivian, sunați fulgerul zviz, mai e. Grindina. Noi singur nu știm ce urmează, dar cu siguranță că atunci când se face un cântec, despre asta vorbim, despre muzică vorbim acum, atunci când se face o piesă, nu există știi cum, hai să facem o piesă despre ploaia, sau hai să facem... Deci piesa ploaia, ori piesa soarele, a ieșit firesc. Mm-hmm. Mi-aduc aminte când s-a făcut piesa Soarele, care știm cât-ți place ție foarte ador, mult. Ador! Și o să cântăm. Soarele pentru mine deci, e o licăr din ăsta. Păi uite, această piesă, doamna Dora, a pornit exact de la această frază. Cine-i soarele tău? De aici o porni piesa. Cine-i soarele meu? Stai să mă gândesc. Aici, dar mă știi. Dar dacă sunt mai mulți sori? Sori. Cine-i sorile? Pele. Mai băieți, acum eu am să fiu foarte sincer cu voi. De tot ce înseamnă, tot ceea ce faceți voi. Cu siguranță cei mai emoționali și cei mai fericiți sunt părinții care tot timpul stau acasă și ne privesc. Ia că ai văzut copilul meu arătat la Jurnal TV, la așa la post, la așa la... Și tot timpul părinții noștri cumva au o grijă aparte față de noi. Absolut. Și dragi telespectatori, vreau să vă zic în premieră, chiar dacă eu tare iubesc, dar ei deja sunt pe plan 2 de când am văzut că împreună cu ei a mai venit cineva. Și dacă nu greșesc eu, nu pun mâna la frunte, Igor, ca îți pocnesc ca mușc, ca o mamă. Igor, de această dată, a venit însoțit de către mama și tăticul lui, care nu este conform regiei, care nu este conform planului. Scuzați-mă, tu vrei să-i aduci în emisiune? Toată stima și respect față de voi, vă dau două secunde, pietru de cât de a priori oameni. Iuruț, adiantă-mă microfon în coașe, în premier! Nu, serios, las ca să vezi, dați-mi microfon, așa, bună, doamne! Eu când e vorba de mama, când e vorba de tata, eu n-am cum, bună seara! Așa, vin eu mai întâi lângă mama, că am grăit, ca două femei, mi-o povestit. Spuneți-mi, vă rog frumos, iată ce emoții, cu siguranță deja aceste emoții le-ați retrăit de mii de ori. Atunci, un oraș al talentat și frumos vine la TV. Acum sunteți dumneavoastră în locul lui, la TV. Vă vede o țară întreagă. Ce emoții aveți? Mă simt foarte bine. Sunt îngrijorată de așa un colectiv frumos, o atmosferă bună. Noi ca părinți ne bucurăm de copii, ne bucurăm de Igor, ne bucurăm de grupa Acord, ne bucurăm de toți copiii lumii care au succes, care sunt talentați și dorim să fie pace, dar în orice caz sunt foarte bucuroasă și mulțumim dumneavoastră că am avut ocazia să ne vedem în realitate. Așa, vă rog frumos. Nu mă grăi mamu de Igor, nu mă interesează. Da. E ca dumneavoastră mi-ați povestit, apropo, tata lui Igor, tot de pe la Telenești, ne-a povestit istoria cum v-ați întâlnit. E ca dacă ne-o povestiți, apoi eu mă tăvălesc aici pe jos. E ca eu vă spun, sincer, ia că vedeți două secunde, cuvinte. Vedeți femeie, adevărată, sincer, nu de asta că înșarcă, nu știu ce să facă. E ca... Așa. Toți realizează în viață după cum se începe anii de studenție.
precum și noi, în trecut trei ani de studenții, am fost repartizați după colegiu în reunul Telenești. Opa, Telenești, bună seara! Și acolo mi s-a spus la centrul reunal că trebuie să plecăm în toate satele, să facem un control pe linia agriculturii. Uh-huh. Și am plecat, am fost pe jumătate de an la practică, am plecat în toate satele, ultimele momente când trebuie să plecăm înapoi la apărarea diplomei, mi s-a spus că dumneavoastră n-ați fost, ca practicanți, n-ați fost în satul Ghirșeni. Dar noi ne zicem, dar unde e asta? Și am plecat în Ghirșeni și iată acolo ne-am întâlnit cu soțul. Iată, acolo l-a găsit. Așa, am gândit și aici, Ghirșeni. Așa, pe deal v-ați cunoscut, când ați văzut-o. Țineți minte și-au trecut prin și fiori, și vorba și fluturi, insecte au trecut prin dumneavoastră când ați văzut-o pe... Ca regulă ceva nedispus. Țineți microfonul dumneavoastră. Ca regulă ceva nedispus. Așa, am înțeles. Iată, vreau să, acum să-mi vorbiți despre Igor. Cum era el când era mic el? Că el nu prea vorghește când era... E că are și el emoția. E că vezi ce înseamnă? Stai din gura cascată să uite, oare și așa zic, mama, oare și așa zic, tata. Dar pita-te viața asta, facă la par la TV. Cum a fost Igor când era mic? Mai sus un pic. Un băițel activ. Așa. De la grădiniță a început activitatea lui artistică. De acolo a început să rești. De acolo a început să cânte. Și la clasa a doua a ajuns pe scena Casei de Cultură din sat. Din Hirișei? Copanca. Cum? În Copanca. Copanca, așa? Noi, ce câți din Hirișeni, dar la Copanca trăim. Acolo, ok, ok. Și în clasa a doua, da, pe scena Casei de Cultură din Copanca. Cu formația de străini. Așa. Băieți. Mai aproape microfonul. Băieți muzicați la... Ești de acolo, încetșor, am participat la concursuri. Ce și este asta? Dar care cântec cel mai tare vă place din formația acolo? E ca dumneavoastră, ca ta. Dar noi nu selectăm, nu toate ne place. Dar iată, el e frumos, e tânăr, talentat. Talentul ăsta de a cânta cu ei, e al tata sau al mama? Probabil că din partea lui mama. Dacă tocmai din partea lui mama, eu am să iau microfonul și am să vin aici și vreau să văd. Așa, fiți foarte atent, concentrat. Igor știe, deja acord știe. Eu ador cântecul soarele. Dar care cântecul? Toate vă plac, n-are cum. Dar care cel mai tare vă plac? Da, mie îmi place foarte mult cântecul Numai tu. Puteți 2 secunde. Dar știți de ce? De ce? Cândva am ieșit de la casa unde Igor locuiește și înaintea mea am mers Igor. Uh-huh. Și am mers repejor, dar o fetiță mică s-a uitat și a strigat: mama, mama, uite, în casa noastră ești numai tu. Trăiești numai tu, adică Igor Sârbu. Dar puteți să fredonați un pic? Poftim? Să cântați un pic. A, nu, eu nu cânt. Dar poți spune că vă moștenește. Nu, o să cânt, când o să mă invitați la ziua de naștere. Ok, bun. Însemn... Numai tu, numai... Deși... Hai cu mine, draga mea. Până la apus de soare. Să-mi dai ok. Ați spus foarte bine! Bravo, iaca, de unde vine mai talentul? De ce Igor? De ce nu Ionel, Sirojel, Cătălin? De ce așa se numește Igor? Noi avem o fetiță, sora mai mare o ales numele. Uh-huh. Sora mai mare, noi am întrebat cum o să chemi pe frățiorul tău. Mult așteptat de 10 ani. Ah. Dar ea a spus Igor. Gata, am înțeles. Dar când a născut fetița Ina, a întrebat pe dânsul, dar cum o să chemi pe sora ta? El avea 2 anișori și s-a născut Inuța. Acum e deosebire de 2 ani, dar el spune, abia vorbea, Ina. 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 Vă mulțumesc tare mult, cu siguranță asta a fost un deliciu culinar, un deliciu plin de emoții, un deliciu plin de tot ce înseamnă dragoste față de copil, față de mamă și față de tată. Vă pup, rămâneți deja aici în umbră, na, noi mergem. Și Igora, și pui mâini la față, și... Nu putem, măi, cum să vii mama, să vii tata și stai în spate. Mua, dă-ți pup, dacă știi tu câți poți, ani... Tu poți, nu numai să mă pup. Câți ani au așteptat mama să vorbească cu tine. Iaca, vă mulțumesc tare mult, dacă vă pup și vă iubesc. Și eu vă iubesc. Ce frumos să primit în ediția Ziua Familiei. Iaca, ai văzut și ai venit cu familia, familia și acum pe bunic, nu a fost regizat deloc. Deci eu, în mod normal, mă gândeam
zic să mă așteptați, pentru că urmează să mergem, să-i duc acasă. Așa. Zic să mă așteptați până eu filmez emisiunea și mergem până sus, să vedem și noi Jurnal TV, să vedem pe doamna Dora. Și uite că până la urmă s-a primit. Acum, dar tu ce emoții ai avut când știi că mama și tata acolo stă? În general, probabil că și Eduard o să confirme aceste lucruri prin prisma lui personală, dar atunci când apar părinți, dar și tu ești exact la Doamne, fel, Dumnezeule. Atunci când apar părinți, în general în viața noastră, noi ne transformăm în copii. Deci tu automat devii vulnerabil, sensibil, tu te simți copil. Eu mă simt atât de emoționat. Noi am avut ieri un concert foarte mare, un concert mare la Palatul Național și părinții de fapt au venit la concert. Aha. Și eu i-am invitat cu mare drag, mi-am dorit să fii și întotdeauna când părinții sunt în sală, eu am emoții de 3 ori mai mari și nu înțeleg de ce. Probabil e natural. Normal și firesc, n-are cum, dar stă mama, stă tata, dragi părinți, să fiți sănătoși. Și noi tot ceea ce facem în mare parte este în primul și în primul rând pentru a vă mulțumi pentru educație și pentru tot. Da. Acum hai să revenim la formația. Mulțumesc din toată inima. Cu drag, nu am putut, noi și eu Dora. M-a înțelut, nu plâng. M-a înțelut, nu plâng, tot ca o fată mare. Stați aproape, revenim după publicitate. Iată, ce se întâmplă la voi în interior? Că nu sunteți numai voi doi, este acolo echipă. Ce se întâmplă de voi? Da, că-i soare, că-i ploaie. Dar iată, scoateți hituri pe bandă rulantă. Da, este un subiect, de fapt, foarte interesant și pentru noi, deoarece noi nu avem răspunsul la asta. Noi doar transmitem ceea ce ne este dat de sus. Eu sunt sigur că asta nu noi controlăm. Noi putem doar să susținem și să depunem efort ca să producem această muzică, acest text care îl scrie Iure Bădicu, care tot stă ca un părinte alături de noi permanent și are grijă. Nu mai filmăm, că el nu mai fost film. Iurică, e pupă badea, țaca, leaia. Da. Dar nu mai știu ce să-i spun, da. Eu tot am emoția, mâia, chiar dacă nu-i mama mea și tata mea. Serios? Dar eu am emoții cu părinți, dai seama, vă pup și-l iubesc, of, cu mișuri stau. Dar să chiar duci mai nigurin. Da. Dar ca să concluzionez, noi putem doar să ne străduim să prelungim acest proces frumos și să nu dezamăgim publicul. Noi da, dar cumva voi ați prins un vibe și nu știu, ceva se întâmplă și asta e foarte bine, frumos. Voi ce n-ați scoate, oricum devine hit. Ori poate aveți voi un praf magic ceva. Vă gândiți la cineva în mijloc de oată, ies hit-ul. Să-i povestim? Și consumați! Asta este adevărul, că nu consumăm nimic, știi? De obicei se consumă pentru așa ceva. Uite, cred foarte mult în faptul că lucrurile se întâmplă de la sine, se întâmplă firesc. Lucrurile, sigur că există foarte multe lucruri care, din punct de vedere managerial și din punct de vedere organizatoric, sunt dirijate. Și pentru asta îi mulțumim foarte mult lui Iurie, care are grijă, ca un adevărat părinte artistic, are grijă de noi, are grijă să punem lucrurile corect. Pentru că îți dai seama că absolut în toate cele care le faci, este o regulă, există un tact, există o formulă. O Biblie, dacă exact. Zici. Care da, foarte bine ai zis. Eu cred că în muzică și în general în ceea ce facem noi, este foarte important să fii sincer, să faci ceea ce tu simți. Deci noi nu facem asta cumva, hai să facem că trebuie, hai. Băi, s-a născut o piesă, s-a făcut o piesă asta, a ieșit așa. Iată, vorbeam despre, iarăși mă întorc la piesa Soarele, de exemplu, care îți place ție, deci vezi că vorbim despre ea. Deci îmi place la nebunii și două secunde. Și această melodie, când nu mă ascult, există o poftă de viață. Ai impresia că vrei să te duci în... Ești liber, vrei să te duci în cosmos, vrei să duci, nu știu. Deci libertatea asta de a fi fericit. Dar vreau asta să cel mai important. Vreau să spun această că melodie, da, jos pălărie. Acest cântec a trecut foarte multe etape. Ce înseamnă etape? De la cine-i soarele tău și până la ce ai auzit finalul, au fost metamorfoze multe. Și pe locuri chiar discutam, eram deja la finalul procesului, mi-aduc aminte, în studio, și erau foarte multe chestii mici. Ce cântă fata? Unde cântăm noi? Cum răspundem? Mm-hmm. Cum facem da, fraza fata, asta? Dumnezeu. Păi uite, vezi? Și toate lucrurile astea, ele se nasc firesc, în studio, în proces de creație. Este un lucru care nu pot să le explici. O să zici că, uite, ne-am trezit dimineața și am băut cafeaua cu mâna dreaptă.
Ce-a să facem un film de descrisare? Iată, două secunde, iată această metamorfoză, procesul de creație, da? Cu siguranță este unul, ai tăiat, ai scos. Se întâmplă și ciocniri între... Da, e normal, cum să nu fie? Cine cel mai... spâlcivă-i vorba română. Vrei să recunosc? Da. Eu? Dar n-are cum, nu și Igor. Cui s-a luat mama sau tata? Lu mama. Hai, sănătate, noroc. Acum, dați-mă mai întreb încă o întrebare care pe mine mă frământă și întrebarea asta e și la voi, dar și Iura, Iura să răspundă într-însul. De ce nu participați la Eurovision? Probabil că încă noi nu am scris acel cântec pentru Eurovision. Probabil că ăsta este primul factor. Noi, dacă am simțit că avem o piesă care credem noi, prin toate consiliile și filtrele noastre artistice, că uite, piesa asta este demnă să o ducem la Eurovision, atunci am participat. Până la moment, cu toate că foarte multă lume mi-aduc aminte și cu piesa Mă Doare când a apărut. Oi, Doamne, cât mă doruși pe mine! Foarte multă lume a zis, de ce n-ați participat cu această piesă la Eurovision? Mm-hmm. E o piesă cumva demnă de concurs. Dar mă rog. Pe lângă piesa potrivită pentru Eurovision, eu probabil cred că trebuie să vină dorința să participe. Cum a fost prestația din acest an la Eurovision, Pașa Parfenii? Pentru că e că eu nu sunt în domeniul respectiv, eu n-am dreptul să zic cumva, dar am și eu tot drept. Pașa, da. Îl felicităm apropo. Este o mare responsabilitate și a avut o prestație bună. Pașa, ca și mulți, ca și toți interpreții, cred eu, din Republica Moldova, fac tot posibilul ca să reprezinte țara, pentru că Eurovision înseamnă ce înseamnă? În primul rând, ce înseamnă? Înseamnă mulți bani, înseamnă multe investiții, înseamnă echipă, înseamnă costume, cântec, număr și așa mai departe, etc. Adică vorbeam cu cineva despre cum se pregătesc alte țări europene de Eurovision, în care există o mașină întreagă care lucrează pentru artist. Mașinării din asta, da. Sigur, care lucrează pentru artist, care îi face tot. Artistul iese pe scenă pregătit așa, pe palmă. El se gândește și să ia notele. Exact. Doar, da. Și Republica, noi, cei din Moldova, trebuie să spunem lucrurile lor pe nume. Noi facem totul singur. Din ce ai? Ce avem ce noi? Ai? Ce îți dă, ce pui, ce faci, ce miști. Și atunci lucrul ăsta consumă atât de mult, această pregătire și această responsabilitate, mai bine spus, atât de mult consumă, că tu când ajungi la Eurovision, probabil... Deja da? Ești obosit. Deja ești și acum imaginează-ți că efectivitatea, da, prestării la Eurovision automat scade cu 50%. Eu vă doresc acum, în continuare, inspirații, știți ce? Dar eu cred că aș fi tărghini. Inspirații pentru, nu pentru următoarele cânci, dar să aveți inspirația pentru a reprezenta țara la Eurovision, să fii pentru, nu știu dacă asta e un scop sau unde, să fie asta un nou level. Poate. În cariera voastră de artiști. Doar cu condiția că merg eu cu voi. Tu mergi eu cu merg. Noi. Merg și în costum de baie, dacă trebuie. Da, particip minunțios la toate. Măi, eu aș putea cumva să mă duc, dar show, mă duc cu un artist show, foarte bine care scânte și eu să mă iau după dânsul, eu ca bou, știi, pot, ca vac, pot. Dar singur să nimeiesc în tact, nimagul. Nu, dacă un vreau show, un, parte când, de show. Când îmi atăvălesc. Apropo, băieți, dacă, două secunde până eu rămas bun de la voi, vreau să vă dau un mic indiciu. Eu, din câte am înțeles, este o tânără foarte și foarte talentată, Ioana Isaac, care a lansat o carte cu poezii pe pereți. Și poate este o inspirație și pentru voi, pentru o nouă melodie. Eu propun să vedem un reportaj cu o lansare de carte inedită și non-vlogeristică și non-la mod. Ce mai faci poezie când te scrie doar pentru radio? Ce mai faci poezie când, în loc de Mihai, Eugen și Nikita, te scriu anonim sau pseudonume? Ce mai faci poezie când unii te-au căutat atâta în cer, că au dărâmat pământul uitând că adevărul e părăsit de imagine?
La lansarea albumului Audio Poezii pe Pereți, oaspeții au fost invitați să poarte căști și să scaneze coduri QR pentru a asculta creațiile Ioanei Isaac. Albumul preconizam încă de acum 10 ani, de când am început să fac performance-uri dintre muzică și poezie, doar că evident că a fost nevoie de ceva timp pentru ca să pot să înregistrez albumul, să fac parte de mix mastering. Le mulțumesc foarte mult lui Gheorghe Păstoron, cu care am făcut albumul din punct de vedere compozițional și muzical vorbind. După ce a fost gata albumul, mi-a venit așa foarte spontană ideea de a organiza într-un mod diferit și pentru că am foarte mulți prieteni artiști locali și pentru că îmi doresc foarte mult să contribui și să ajut ca toți artiștii să colaboreze între ei și să nu fim foarte individualiști, ba din contra, să promovăm în general industriile creative de Moldova. Pentru a crea o experiență inedită, Poeta a colaborat cu diversi artiști din diferite domenii, precum fashion, pictură, video și fotografie, rezultând 6 pereți tematici. În timp ce făceam dragoste, se topea zăpada de pe munți din urechile mele. În timp ce ne iubeam, umbrele ochilor mei pluteau pe mare. Cu Ioana suntem de foarte mult timp prieteni. De fiecare dată când avea vreo lansare, încercam să-i fiu alături, chiar dacă nu fizic, ci o puțin cu un gând. La fel, recent am avut mica mea expoziție când a fost ziua mea de naștere și atunci cumva a decis poate să-mi expun și ceva poze la lansarea albumului ei. La fel sunt poze nu doar al mele, dar și prietenii mele, Cristina Perbicovski. Ideea a fost să alegem ceva portrete, pentru că mai mult fac portrete, atât și eu și ea. Și cumva am ales pozele care îmi sunt dragi, și alb, negru și color, și cumva să rezoneze cu ceea ce va fi la lansare. Ascultând poeziile însoțite de creațiile vizuale ale artiștilor colaboratori, oaspeții au avut parte de o incursiune captivantă în lumea artei și a cuvintelor. Ceea ce am văzut astăzi e ceva diferit de ceea ce vedem noi de obicei în lansarea de poezie sau album. E mult mai artistic, foarte original. Mi-a plăcut conceptul dintre muzică, poezie și artă. Poezia renaște cumva într-o altă formă și noi ascultăm în căști, noi ne conectăm pe cod. Poezia nu a murit. Poezia încă e prezentă și asta așa e de mișto. O lansare atât de neobișnuită, atât de îndrăzneață și atât de bine neașteptat pentru noi. O felicit pe Ioana. Eu, de fapt, am ieșit cu un gând că mai am încă mult de învățat ca să ajung la profunzimea Ioanei. Ea mi-a dat mie teme pentru acasă foarte frumoase și mulțumesc pentru asta. De când te iubesc, am început a purta oglindă în geantă. O replică la ceea ce sunt sau mă simt. Ai ales-o în mână și mă poți manevra aparent dinaintea soarelui. Trăiesc ca murgul în aurora ta. Dar ce te uiți așa, Igor? Eu să-ți spun, suntem, dai jii, e jii, și nu vezi că e jii. Să vedic, băieții noștri. Mă uit că nu se nișcă. Da. Trebuie așa o femeie, cum e șoară, stă atât emisiunea. Nică nu a zis, nică nu a văzut. Nici nu a văzut că este. Nici nu a scoat. Da, dragi telespectatori, vreau să vă zic despre această femeie care tașe, dar știți de ce e tașe? Pentru că totdeauna pe femeie trebuie să știi cum să o iei. Când îi faci un cadou, o lejerie intimă, un hălățel, un chiloțel, un ciorăpiel, de la tagaier, de dorit, pentru că este calitate și orice doamnă se simte rafinată și-i cu minte, nu zici nici câr. E ca imaginați-vă, dragi bărbați, vă duceți acasă cu așa un costumaj din ăsta, a femeia voastră, nu că cu minte, dar și numai, ca, unsă pipănic ca untul. Așa că să știți, la femeile voastre pe cuceriți, trebuie ceva frumos, sexy și calitativ. Tagair, mulțumim tare mult că aveți grijă de noi femeile, să arătăm senzual prin tot ce înseamnă lenjerie intimă, hălățele, capul și mai nou deja haine pentru toată familia. Vă chis, vă lăv, dar voi și ședeți.
voi și ședie. Haide, așteptăm. Ce așteptați? Streacă și nebă. Vii soarele, toți vii și nevastă. Așa, dragilor, stați două secunde aici. Următoarea melodie din partea Acord pentru voi este soarele, dar nu înainte de a felicita pe toți cei care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Eu mă duc să vă felicit, iar Acord o să vă dăie cel mai frumos și călduros soare din inima lor în inimile voastre. Așa, dragii și scumbii mei omagiați, chiar dacă deja au apus soarele, în mod special, cel mai deosebit soare, o să cânte astăzi formația Acord special pentru toți cei care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere și eu pe toți vă iubesc, vă stimez, vă învajez vorbășeia și vreau să dau citire celor mai norocoși omagiați din această seară. Îi spunem la mulți ani lui Vitalie Chirtoacă și vom da citire unui mesaj venit din partea soției și a copiilor. La mulți ani de ziua ta, scump soț și tătic, îți urăm din toată inima sănătate de fier, multe fericire, dragoste și fie ca toate visele și planurile tale să se îndeplinească. Asta îți doresc și eu. Îți mulțumim că ne ești alături zi de zi. Te iubim, te pup și eu. Mergem mai departe. Astăzi Adrian Coșleț își sărbătorește ziua de naștere și face tocmai 6 anișori. Vreau să zic că baba Dora te iubește, îți dorește o copilărie frumoasă și soarele copilăriei tare să strălucească, Doamne cât de frumos am zis-o, parcă Seminescu, să strălucească în fiecare zi pentru tine. La mulți ani, echipa Dora Show îl felicită și pe Nicolae Burlea, iar la felicitare se alătură și familia Dulgheru, adică nașii acestuia. La mulți ani, dragul și scumpul nostru fiind, îți dorim multă sănătate, fericire și succese în toate. Doamne, mă uit la voi și mi-aduc și eu aminte când eram și eu mireasa a șaptea oară. Nu ne-am mers, așa și se face. Merge mai departe. 39 de ani face astăzi Alexei Smochină. Soția Tatiana, copiii Artem și Anastasia îi doresc tot binele din lume. Îi transmit prin intermediul emisiunii noastre că îl iubesc enorm de mult. Dar vorba și ea. Ia uitați-vă și bărbat, mai cum că acum nu-l iubești. La mulți ani și din partea mea și mult, mult noroc. O felicităm astăzi și pe Zinaida Chicu. Opa! Chicu, mă duci cu gândul la alt Chicu. Sunteți neamuri sau nu? Da, nu contează. Sănătate să fie, dragoste, mult noroc și multă, multă fericire. Iar bunica Dora vă transmite la toți, pentru că știu că mă iubiți de la mic și până la mare. Multă dragoste, multă, multă armonie în familiile voastre, dacă tot această ediție am dedicat-o familiilor. Și nu uitați, societatea noastră, orice societate are nevoie de familii sănătoase. Așa că vă pup, vă iubesc și pentru voi special cântă formația Acord soarele, dar stați, vorba și ea. Dacă nu aveți soare, să vă cumpărați. Apropo, vreau să vă reamintesc de Microinvest. Este echipa care dă împrumut familiilor din Republica Moldova, oamenilor harnici care au un vis și din păcate visul lor încă nu este realizat din cauza tot ce înseamnă money. Să știți că Microinvest este o companie de încredere și întotdeauna au ajutat oamenii harnici care vor acasă să deschidă propria afacere sau acasă să-și facă cuibul mai deosebit decât altul. Așa că vă pup, vă iubesc. Nu uitați de Microinvest, nu uitați de Dora Show și am așa niște emoții, Doamne ferește. Hai, Acord, dă-i cu soarele! Atât de multe am avut de spus, cuvintele rămân în plus, străine. Ai apărut și toate le-ai schimbat. Trăiesc iubirea cu adevărat cu tine. Te-am căutat în vise și în gând. Mă simt perfect, perfect mă simt cu tine. Și dacă zboară fluturii în cer, e doar puținul care ți-l ofer eu ție. Cine-i soarele tău?
asta și vorba și cum spun la mine la negureni, am lucrat, amuia, merităm să mâncăm ceva. Și să bem. Și să bem, acum să nu bem. Doamne, și de frumos. În premier, voi n-ați știu, dar vocea și e din soare și eu când eram virgină. Și frumos. Cine? Haide mă bucătării, băieți. Trebuie să salutăm pe Tania Turturianu. Taniușa, Turturica, mă vine Turturic. Hai la bucătării. Bine, și să aude și să face. Și momentul culminant spre finalul acestei ediții deosebite și plină de emoții. Și vreau să vă zic, apropo, dragi artiști care o să veniți, și dacă vreți să-mi faceți mie o surpriză și să am un vibe aparte, veniți cu părinții voștri, pentru mine o să fie o mare, mare plăcere. Eu vă pup și vă mulțumesc că m-ați făcut să fiu fericit. Aolea, mulțumesc! Stingeți camera, vă rog, frumos, în această seară, alături de noi, formația Acord, care vin și cu soarele și cu ploaia, așa că vă doresc din toată inima să aveți un soare luminos deasupra familiei voastre. Vă pupăm, vă iubim, ne vedem săptămâna viitoare, dar nu înainte. Gospodina, că eu așa, mai cu hămăitul, am să vă rog să gustați din ce au gătit Belianeu, care e un bucătar iscusit. Păiți voi, nu mâncați la dietă. Da. Așa, plăcintă americană cu... Ia să servești caldă. Ia să servești caldă și cu înghețată. Și cu înghețată, da. Și se combină rece, călduț. Foarte bun. Așa că dacă vreți și voi așa plăcintă gustoasă, nu vă-l dau pe Bielei. Rețeta este în cadrul emisiunii. Vă mulțumesc tare mult și un cadou pentru părinții lui Igoraș, A Priori Wine. Și când ați vă uitați la emisiunea Dora Show, să faci numai voi doi. Nu și nici un vecin zviză. Așa că te-un gătișor. Nu, vă aduci să aminte mereță de bucurii fericire. Așa. Eduard, îți mulțumesc tare mult. Bravo. Iar noi ne vedem săptămâna viitoare. Apropo, nu uitați, imediat după emisiunea noastră, emisiunea voastră iubită, Puterea dansului cu cei mai deosebiți și talentați copii din țară. Vă mulțumesc tare mult. Vă pup. Da, 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 da. Microinvest. Credite pentru oameni harnici. A Priori Wine. Pentru că ne ești drag. Tagayer. Fii dorită mereu. Partenerul emisiunii Victorinox. Calitate elvețiană în bucătăria ta.